nu l-am zis că trebuie să meargă. Situația cu casa Comtesa. Îmi vorbește cu Dumitru. Țără. Am zis că să fie la București săptămâna asta. Și să trebuie la concert. Elena. Da. Așa, onorată asistență, bună ziua. Mai întâi de toate, aș vrea să le spun bun venit oaspetelor la Orchei Vechi, în arealul rezervației, un areal care cuprinde un valoros patrimoniu cultural cât și natural, cu care ne mândrim și prin care suntem cunoscuți în toată țara și în toată lumea. Inaugurarea proiectului de astăzi, comunitate responsabilă și peisaj terestru conservat, care rezultă cu crearea a 6 trasei turistice, este binevenit pentru rezervația Orcheii Vechi, deoarece prin așa acțiuni putem valorifica patrimoniul rezervației. Și aș vrea să aduc mulțumire realizatorilor proiectului, reprezentanților mișcării ecologiste, cât și finanțatorilor, pentru susținerea financiară care au adus-o într-o implementare acestui proiect. Evident că de rezultatul acestui proiect vor beneficia atât vizitatorii rezervației, cât și populația locală, care paralel cu excursiile care le vor avea în arealul rezervației, vor putea admira peisajul natural care oferă microzona Orcheiului Vechi. Țin să menționez că arealul rezervației Orcheiului Vechi cuprinde o suprafață de aproximativ 5.000 de hectare, suprafață care se intersectează cu 8 localități, de aceea crearea acestor trasee va da posibilitatea vizitatorilor să cunoască și alte localități din rezervație, nu numai Butuceniu și Trebujeniu. Și încă o dată aduc din partea administrației rezervației mulțumiri tuturor celor care și-au adus aportul pentru implementarea acestui proiect. În continuare, aș vrea să ofer cuvântul domnului Andrei Chistol, secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Mulțumesc, domnule Andrei. O să mă ridic. Dacă ok, așa? Eu, în primul rând, vă salut aici pe toți într-un număr așa de mare la rezervația Orcheii Vechi. Este într-adevăr un proiect și o activitate pe care ne-o dorim cu toții, având în vedere că rezervația cultural-naturală dispune de un potențial cultural-natural care trebuie pus în valoare și, iată, prin astfel de activități doar putem să promovăm și să facem ca această rezervație să fie, într-adevăr, cunoscută atât cetățenilor din Republica Moldova, cât și turiștilor străini care vin aici la Trebujeni sau la Butuceni. Într-adevăr, prin strategia pe care vrem să venim și să dezvoltăm această rezervație, trebuie să ne conștientizăm faptul că pe lângă acele monumente istorice, acele peisaje naturale pe care le avem, trebuie să dezvoltăm și o multitudine de evenimente și o multitudine de activități care să pună în valoare atât cadrul natural, cât și cadrul istorico-cultural din această rezervație. Mă bucură că, iată, cu colegii de la Mișcarea Ecologistă putem să venim cu această abordare pragmatică de dezvoltare a rezervației cultural-naturale Orcheii Vechi. Avem deja un parteneriat foarte bun cu programul de competitivitate finanțat de USAID Moldova și Guvernul Suediei, pe această cale vin să le mulțumesc încă o dată pentru acest suport. Avem deja un parteneriat, cum am spus, care vine să dezvolte o abordare pragmatică de dezvoltare a rezervației Orcheiului Vechi și de poziționare a ei ca cel mai important monument istorico-cultural din Republica Moldova și care are cel mai mare număr de turiști. Astfel, noi trebuie să venim să dezvoltăm acea multitudine de servicii necesară turiștilor care vin aici la rezervația cultural-naturală Orcheii Vechi, pentru că turistul iubește spectrul și activitățile cât mai diverse atunci când vizitează un monument sau altul. De asta este important să venim cu această abordare, cum am spus încă o dată, pragmatică. Mulțumesc acestor parteneri. Viziunea noastră a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării este că noi trebuie să valorificăm aceste monumente, anume prin diversitatea activităților de recreere sau socioculturale. De asta, încă o dată, mulțumesc partenerilor, mulțumesc mass mediei pentru interesul manifestat față de acest eveniment și haideți încă o dată împreună să promovăm aceste vestigii și aceste monumente de importanță națională să fie cunoscute aici în țară și în străinătate.
pentru acei turiști care vor să vină să viziteze Republica Moldova. Be our guest! În continuare, îi ofer cuvântul doamnei Doina Nistru, director al proiectului de competitivitate Republicii Moldova. Mulțumesc foarte mult și vă salut din numele proiectului de competitivitate, care este finanțat de USAID și Sweden. Știm cu toții că Republica Moldova în ultimii 3-4 ani face pași excepționali în sens de turism. Republica Moldova a devenit așa o stea care răsare pe arena regională și internațională pentru atractivitatea sa turistică și chiar în anul 2018, de fapt, este inclusă în top destinații pentru a fi descoperite sau cele care merită mai mulți turiști. Și uite că ce caută astăzi turiștii în general și în particular în Republica Moldova? Bineînțeles că suplimentar la deja patrimoniul vinicol, care este un patrimoniu istoric și cultural al țării noastre, este necesar să suplimentăm experiența turistului cu alte părți ale produsului turistic. Și aici, la Orheiul Vechi, cum nu se poate mai bine astăzi, lansăm noi componente a produsului turistic care țin de experiență. Astăzi, turistul străin, cel european, dar și din alte țări, este gata să plătească de două ori mai mult pentru un turism de experiență. Și uite că aici, Republica Moldova poate să facă față și să se poziționeze ca o destinație autentică, ca o destinație culturală, ca o destinație unică, ca o destinație care oferă o experiență și o nouă descoperire. Aceste trasee de drumeție, ciclism, așa numitul bird watching sau observarea păsărilor, completează produsul sau valoarea istorico-culturală a destinației turistice, a hub-ului turistic Orheiul Vechi, într-un mod foarte inedit, astfel încât turistul străin care vine aici la Orheiul Vechi poate să descopere viața rurală, patrimoniu istoric, dar și să facă aceste experiențe. Noi ne bucurăm că împreună cu partenerii de la Ministerul Culturii, Educației și Cercetării, am pus cultura în față, partenerii de la Ministerul Economiei, autoritățile publice locale, partenerii de la Mișcarea Ecologistă, care de fapt unește, îmbină într-un mod foarte armonios obiectivul de dezvoltare ecologică sau prezervare ecologică cu transformarea acesteia într-un avantaj pentru turiști și monetizarea acesteia pentru zonele rurale, într-un parteneriat strategic între toți acești actori, astăzi venim cu acest nou produs turistic care va fi explorat în următoarele luni. Țin să zic că în total vom vizita și pe lângă prezentarea traseelor și o să vedeți și aceste hărți interactive care au fost plasate aici în Buceni și Tribujeni, vom vizita și pensiuni rurale și aș vrea să remarc că pensiunile rurale ancorează de fapt turiștii pentru că noi ne dorim ca turiștii să se cazeze la sate. Noi ne dorim ca turiștii să iasă în afara Chișinăului și să aducă aceste venituri, acești dolari sau vorbim de euro, dolari, aceste venituri să le aducă în zonele rurale. Și noi vedem ca turismul cu rolul său social și economic poate să fie să dea o nouă viață satelor din Republica Moldova. Pe final țin să haideți să menționez câteva cifre ce țin de domeniul turismului. Noi în anul 2017 și în 2018 avem o creștere de 20% a numărului de turiști cazați în structuri oficiale de cazare, hotele, pensiuni. Este o creștere de 20%, o creștere excepțională pentru că este în oglindă cu creșterea mondială a turismului care variază între 10 și 20%. Deci ceea ce face Republica Moldova ca una dintre destinațiile turistice cu cea mai mare rată de creștere, deci avem un interes sporit din partea turiștilor străini, iar aici la Butuceni vreau să zic că pensiunile rurale după reconstrucție s-au pomenit cu doar o zi liberă în sezon, deci s-au pomenit cu 100% la capacitate, ceea ce ne bucură și vedem cum prin turism putem să dăm o nouă viață acestei zone
istorice, culturale Orheiului Vechi și nu numai. Vă mulțumesc mult și vom rămâne alături de parteneri și vom urmări cu mare interes ceea ce ne va prezenta Elena în detaliile acestor trasee. Da, și în continuare, ofer cuvântul domnișoarei Elena Scobioală, reprezentantul Mișcarea Ecologistă din Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru interesul pe care l-a arătat pentru acest domeniu. Mulțumim și partenerilor noștri, donatorilor care au acceptat provocarea și inițiativa Mișcării Ecologiste din Moldova, cea de a veni cu o nouă abordare în ceea ce privește promovarea rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. O destinație de top în țara noastră, foarte vizitată, pe alocuri aglomerată, iar noi ne-am gândit să venim cu o soluție pentru a decongestiona arealul, pentru a, efectiv, a trimite la plimbare vizitatorii care vin aici, pentru a-i învăța să devină prietenii naturii, pentru a le prelungi vizita aici, sejurul în arealul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi și pentru a o cunoaște. Și, în consecință, pentru a contribui la, de fapt, protejarea acesteia și conservarea. Este bine cunoscut faptul că cel mai important aspect al acestei rezervații este peisajul. Iar noi aici am vrut să aducem și donatorii și, în consecință, în final, vizitatorii, faptul că trebuie să protejăm și să conservăm acest peisaj. Iar la Orheiul Vechi avem o diversitate mare de peisaje, peisaje de stâncărie, peisaje forestiere, peisaje de luncă, care în ansamblu creează acest areal unic. Am venit cu această inițiativă de a promova mai mult și de a atrage mai mult atenția la potențialul natural al acestei rezervații și de a transforma vizitatorii în prietenii naturii. Cum facem acest lucru? Prin activități în natură, prin crearea acestei conexiuni între oameni și natură. Acest lucru este posibil prin drumeții, prin plimbări cu bicicleta și o activitate nouă, inedită pentru Republica Moldova. Este o activitate deja bine dezvoltată în vestul Europei, dar la noi este o noutate. Vorbim despre birdwatching, sau mai bine zis, observarea păsărilor. Am găsit puncte comune împreună cu donatorii noștri și în strategiile organizațiilor noastre am găsit modalitatea de a coopera și de a aduce o valoare adăugată la toate activitățile noastre. Pe de o parte, Mișcarea Ecologistă prin proiectul său Comunitate Responsabilă Peisaj Terestru Conservat, iar pe de altă parte am găsit pe parcurs un partener strategic în proiectul de competitivitate din Moldova, care a acceptat această provocare de a veni cu o noutate pentru oferta turistică a țării. Ce am făcut de fapt? Am creat câteva opțiuni de trasee ecoturistice în arealul rezervației Orheiul Vechi. Vorbim despre trasee care pot fi văzute în număr de 6. Sunt de complexitate diferită, de la 4 km până la 22 de km. Deci oricine poate să se aventureze într-o plimbare care să-i creeze emoție, iar emoția este cuvântul cheie în ceea ce înseamnă turism al experienței. Și aceste trasee, mai bine zis plimbări, prin defileile Răutului, prin lungile, prin pădurile de la Orheiul Vechi, vă oferă această posibilitate. Sunt 6 opțiuni de trasee care conectează 3 localități. Ce am încercat noi să facem prin aceste trasee este să atragem atenția și asupra altor localități, în afară de Trebujeni, comuna Trebujeni, cu cele 3 sate în componența sa, Trebujeni, Morovaia și Butuceni, pe care toată lumea le cunoaște foarte bine, pentru că aici avem infrastructură bine dezvoltată. Trebuie să știți că mai sunt localități în această rezervație și ele merită toată atenția noastră. Și nu este exclus ca în viitorul apropiat să apară noi pensiuni, exact în Furceni, de ce nu, o localitate deosebită pe care vă invit să o vizitați, inclusiv în cadrul acestor drumeții sau plimbări cu bicicleta. Sau o altă localitate pe care am conectat-o este Piatra,
cu unul din satele sale parte componenta rezervației, Jeloboc, unde avem un izvor cu un debit extraordinar care alimentează orașul Orhei. Sunt multe detalii pe care le putem discuta suplimentar, dacă o să doriți, ca să aflați informații interesante despre aceste localități. Deci, astea sunt traseile noastre, ele sunt destinate atât vizitatorilor locali, ele sunt destinate comunității, invităm și tinerii, copiii, școlile să meargă pe aceste trasee, să-și cunoască plaiul. Totodată, de un mare interes, cred că vor fi aceste trasee pentru vizitatorii străini, cărora le oferim o nouă perspectivă a acestei destinații deja foarte bine cunoscute și explorate. Dar nu suficient, mai sunt lucruri de descoperit. Activități pe care le propunem, birdwatching, observarea păsărilor, drumeții și ciclism pe anumite segmente, pentru că ținem neapărat să menționăm că suntem în arealul unei arii protejate de stat și este necesar ca dezvoltarea pe care o promovăm să fie una durabilă, să fie una responsabilă față de potențialul pe care îl avem aici. Iată ce ați putea să vedeți dacă o să mergeți mai departe de Butuceni. În mod intenționat nu am inclus vestitul promontoriu Butuceni cu mănăstirea pentru că îl cunoașteți foarte bine. Aici avem Stânca Corpului, dinspre Furceni, avem Scop, un sit arheologic unde vom merge astăzi cu dumneavoastră. Avem o pădure din arealul rezervației, deci sunt peisajul de stâncărie care este foarte vizibil în acest areal. Ce mai puteți vedea pe aceste trasee? În afară de un valoros potențial natural, sunt numeroase specii de plante și de animale care sunt incluse în lista roșie, în Cartea Roșie a Republicii Moldova, unele din ele chiar și în lista roșie a Europei. Dar noi ne vom axa pe zburătoarele noastre, care le putem observa. Aici sunt doar câteva din ele, iretele de stuf, grangurile, sticletele sau pescărașul albastru sau sfrânciocul. Sunt doar câteva din specii, mai puteți vedea și pe acești piloni ce am încercat să prezentăm. Pentru ca să fie un traseu, ca să fie niște opțiuni bine argumentate, am elaborat mai multe produse care să vină în ajutorul celor care le vor folosi, pentru că acest produs este și unul educativ. Nu doar primim plăcere, dar și învățăm din ceea ce vizităm. Din acest motiv am elaborat un astfel de studiu, un studiu privind potențialul avifaunistic din rezervația Orheiul Vechi. Aveți și o astfel de copie. Ea este disponibilă online pe site-ul organizației noastre. De asemenea, am furnizat-o și rezervații care poate să o multiplice în numeroase copii. Aici este o informație valoroasă despre potențialul acestei regiuni și anume veți descoperi că aici sunt peste 100 de specii de păsări, ceea ce reprezintă o treime din totalul de specii pe care le putem vedea pe teritoriul Republicii Moldova. Deci este un potențial destul de important. După care, având această argumentare științifică, cu anumite concentrații de specii de păsări pe traseu, am elaborat niște panouri de informare și astăzi, în timpul vizitei de studiu, vom vedea câteva din ele. Sunt panouri de informare de diferită dimensiune și care conțin detalii și informații importante pentru turiști, inclusiv hărți, evident, pentru ca să poată să se orienteze pe traseu. Un astfel de pliant care invită vizitatorii să cunoască biodiversitatea arealului rezervației Orheiul Vechi și vorbim nu doar despre păsări, vorbim și despre plante, și despre mamifere, și despre reptile, despre rezervație în ansamblu, iar în interior avem harta traseilor. Deci este un pliant hartă pe care îl punem la fel la dispoziția vizitatorilor. Un alt produs care ar trebui să ușureze orientarea vizitatorilor în spațiu, dar și să-i facă mai atenți la ceea ce pot să vadă, este acest ghid al păsărilor. Este un ghid minimalist al păsărilor, unde sunt prezentate 47 de specii de păsări, care pot fi văzute în diferite perioade de timp, în anumite habitate. Iar aici avem descrierea lor conform habitatelor. Fie că este vorba despre pădure, fie că este vorba despre stâncărie, fie că e vorba despre luncă și așa mai departe. Deci acest ghid la fel conține o hartă
și servește ca un instrument de orientare pentru, pentru turiștii care vor să afle mai mult despre această rezervație. Un lucru, cred, la fel de valoros în cadrul acestui proiect și care le va fi de ajutor turiștilor și care lipsește la moment, sau lipsea până acum, mai bine zis, este o hartă interactivă a traseilor de observare a păsărilor. Avem o pagină web, din păcate aici nu avem acces la internet ca să vă pot arăta online cum funcționează. O să încerc doar să conectez un tutorial pe care l-am făcut ca să vedeți aproximativ ce presupune această, această hartă. Eu am deschis-o online, de fapt, și, da, și da, foarte și simplu este. De utilizat. Deci avem un, o hartă interactivă care este friendly, este prietenoasă cu telefoanele mobile. Pe de altă parte avem un story map, care de fapt este o pagină web unde puteți să ascultați, să vedeți păsările. Avem și niște materiale video pe care le-am plasat aici și avem acest tutorial video care va ajuta noi utilizatori să folosească mai util acest, să se bucure de toate opțiunile, pentru că sunt multe, multe opțiuni pe care le oferă această aplicație. Toate speciile de păsări, habitate, descrieri, anotimpuri, când vedem, în ce perioadă a anului, denumiri în latină, ca să putem și să învățăm. Poate mai mult decât am învățat la școală, unii dintre noi. Așa. Toate aceste lucruri au fost posibile datorită faptului că am reușit să creăm o sinergie între... Așa, un pic doar să... Păsările cântă, dacă le auziți acum. Deci este o, un moment în care se, se indică la descrierea fiecărei specii, avem click pentru redarea sunetului. Deci putem să învățăm păsările online, după care mergem la vânătoare. De fotografii. Așa, ca să nu fiu corect înțeleasă. Și pe final aș vrea să, să menționez neapărat încă o dată toți cei care, pe toți cei care au contribuit la ceea ce avem astăzi și este doar un început. Evident că sunt multe lucruri de făcut în continuare. Este un start pe care îl dăm și sperăm că va prinde, că va fi apreciat și dorit și utilizat și că vom, vom avea putere să mergem mai departe și să dezvoltăm și alte inițiative interesante. USAID Moldova, Guvernul Suediei, programul de granturi mici, al Fondului Global de Mediu și partenerii noștri, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, care, fără de care nu ar fi fost posibil acea cercetare și partea tehnică științifică a acestui traseu, Asociația Patronală Industriei Turismului, Antrim, și evident proiectul de competitivitate din Moldova, care a avut un rol important în susținerea noastră. Deschideți ochii și inima, priviți și bucurați-vă de natură. Acesta este mesajul nostru. Și să avem cu toții emoții pozitive, iar natura și vizitele în sânul naturii sunt cele care ne pot oferi această bucurie. Mulțumim! Asta cam atât în ce, la conferința de presă aici în sală. Cred că este timpul să mergem în teren. Facem o primă pauză, un prim stop la un panou de, la un panou de informare. Dar nu înainte ca să ai mulțumim Elenei și toată echipa care stă în spatele ei pentru entuziasm, pentru aceea că promovează turismul sustenabil, pentru cei care promovează toate valorile și noi am vrea să aplaudăm și să dăm o diplomă. Iată vine ambasadorul turismului, deci ambasadorul turismului Republicii Moldova și noi sperăm că cât mai mulți tineri ca Elena și ambasadorul să apară și să promoveze Republica Moldova cu valorile sustenabile care, care le avem. Așa mulțumesc, că vă mulțumim foarte mult. Să știți că Elena este și ghid
De aceea, noi, un ghid foarte bun. Noi cunoaștem că accesul la informații este bariera numărul 1 a turiștilor străini în Republica Moldova. De aceea ne bucurăm că tu perpetuezi și profesia, meseria de ghid. Și încurajăm fiecare din tânăr din acest sat să poată să devină un ghid pentru vizitatori, pentru oaspeți. Da, mulțumesc foarte mult! Felicitări! Bravo! Și, domnul... Acum vă invităm să mergem la panou. Da? La panou informativ. La panou informativ. Da, deci copiii noștri o să meargă pe traseul fortificația Getică Butuceni. Este vorba despre un traseu de o lungime de 4 km. Și
va acoperi teritoriul satului Butuceni și Morovaia. Câți kilometri? Câți kilometri vor face? 4. Super. 4 acum. O să poate să... Pentru bicicliști este simplu. Un alt traseu pe care pot să-l parcurgă este traseul defileul Morova. Este un traseu mai lung, deci cei care sunt mai puternici și au forță necesară pot să meargă pe un traseu de 15 km. Deci ăsta este pentru un nivel mai avansat, pentru că vorbim despre un teren accidentat și aici avem nevoie de bicicliști experimentați care să parcurgă acest traseu. Și ceilalți unde mergem? Iar ceilalți vom merge pe un traseu de drumeție. De data aceasta am ales traseul, un segment din traseul Trebujeni-Furceni și ne vom îndrepta, vom ieși din localitatea Trebujeni. Sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră nu au ajuns până la ieșirea din Trebujeni, iar noi vom face acest lucru astăzi și ne vom îndrepta spre un sit arheologic care se numește situl arheologic Scoc sau Piscul Ciobanului sau Râpa Ciobanului, sunt mai multe denumiri, iar noi vom ajunge acolo pentru ca să vedem un alt panou informativ care direcționează vizitatorii să-și continue traseul spre satul Furceni. Astăzi vom face doar un segment din acest traseu pentru ca să vă creștem pofta și pentru ca ulterior, în weekendurile ce vin, să veniți și să le descoperiți. Haideți, Elena, să salutăm și agențiile de turism. Aici avem Asociația Antrim, Turismul Receptor și văd ce obțin 3-4 directori agențiilor de turism. Vorbim și de un infotur, deci un tur de informare pentru agențiile de turism. Avem partenerii noștri care se ocupă în special cu turismul de experiență și aduc turiști din Olanda, Marea Britanie, care doresc anume experiență inedită într-o țară ca Republica Moldova. De aceea, noi ne bucurăm că astăzi monetizăm, hai zicem, eforturile voastre și dăm un nou start turismului la Butuceni. Da, un nou start al turismului care ne face să deschidem ochii mai atent și să privim dincolo de aparențe. Asta vă invităm să faceți la Orheiul Vechi. În afară de agențiile de turism, mai avem și ghizi de turism care s-au organizat, au auzit de acest eveniment. Evident că reprezentanții de la pensiune, toată lumea va avea de câștigat în aceste noi opțiuni, din această diversificare a ofertei care era necesară pentru arealul rezervației Orheiul Vechi. Și acum haideți să vedem... Da, am putea vorbim de cu dumneavoastră la camere mai aproape. Acum să-i urmărim pe copii cum... Păi luați bicicletele și ceilalți. Așa, ochii la mine, zâmbim, două, trei. Și prima noi putem să vedem păsările aici cu binoclu. Și am mai scurt traseu. Da. Da. Thank you.